s-au reîntors în România. Și atâta de fascinați erau ei, nu vă dați seama cât de fascinați, să vadă găinile de la bunicii mei, care încă mai aveau găini și niște purcei și ce mai aveau pe atunci, să vadă găinile cum mănâncă ele iarbă, măi oameni. Nu vă dați seama ce entuziasmați Andreea erau ăștia. Umblau după găini ca după Lamborghini, să uitau, știi? Ia mă, fugeau, brățișau găinile, vai ce mare fascinație și bucurie a fost. Bunicii mei, care acum au vârstă de 85 de ani, clar, nu se mai pot întoarce să țin animale și dacă este un decalaj prea mare între generații, să pierd multe informații și alea-s pierdute pentru totdeauna. El zice, bă, ce faci cotă de tine și de animale, zice, și cade aur să cozi de niște capre, de o purcel, de o găinușă, de ceva ce poți avea tu pe lângă casă, că vin vremuri foarte grele. Nu am niciun argument să-l contrazic. Foarte greu mai găsesc ciobani. Oameni care au muncit din greu să-și adune o turmă faină de oi, de animale, de ce-o fi ele. Hai, fetele, ha! Ia, 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 ia! Pe mine m-a dat fluieri. A, și tu ești aici. Bine, stai că viu, nu mai te fluiera. Uită-te la ea ce frumoasă. Sărani din Maramureș. Nu știi tu că așa e în Ardeal lumea. Vezi de lumea în Ardeal e... Da, bine. No, bine. Salutare, prieteni. Eu sunt Daniel din Maramureș, orășan crescut în Oradea și alături de soția mea facem YouTube de 3 ani de zile. Astăzi vrem să explorăm un subiect un pic cam dureros pentru noi românii și mai ales pentru țăranul român. Pentru că vom vorbi despre dispariția țăranului român, care este iminentă și se întâmplă deja de 30 de ani. Înainte de a intra în subiect, vreau să vă spun că noi locuim la țară de vreo 10 ani și în momentul de față avem vreo 20 de căprițe, avem o pui de bivoliță de un an de zile, avem vreo 3 purcele, care, apropo, una dintre ele urmează să fete prin mai, și niște găinușe, niște căței, niște motani. Trăim la țară cu o gospodărie mititică, să zicem așa. Vreau să vă anunț, dacă nu sunteți la curent încă, de faptul că anul acesta, ca și anul trecut, vom da o eduță. Anul trecut am avut un concurs în care un câștigător din Mureș, și anul ăsta ne-am gândit să repetăm această figură, însă schimbăm un pic regulile concursului și abonații sunt cei care sunt notificați, anunțați de YouTube de fiecare dată când noi postăm ceva, însă membrii sunt cei care sunt dispuși să ne și susțină un pic munca și să ne ajute financiar, pentru că avem diverse costuri pe lângă traiul nostru, care în momentul de față depinde în procentie 60% din veniturile din YouTube, dar suntem dedicați și hotărâți să facem YouTube permanent sau pe perioadă lungă și asta necesită niște investiții în aparatură, etc., etc. Nu ne plângem amu de câți bani avem sau nu avem, însă dacă aveți posibilitatea să ne susțineți pe canalul Orășan la Țară, puteți să deveniți membru cu costul de 10 lei pe lună. Cine este membru și are posibilitatea și își dorește să câștige ieduța de anul ăsta, intră automat? Va intra automat în tombolă. Și noi vom face tombola sau extragerea, vom face o tragere la sorți în 13 aprilie cu toți membrii canalului Orășan la Țară. Bineînțeles că vom extrage în ordine probabil vreo 3-4 bilete și vom zice 1, 2, 3. S-ar putea să nimerim pe unul care stă la bloc și o să zică, bă, îmi pare rău, mie îmi place numai să vă susțin, dar nu pot să cresc cheduța. Și atunci luăm pe următorul. Deci nu vă temeți că problema nu e așa de dificilă.
din aia 10 lei cu care voi ne susțineți, YouTube-ul din start în aia 5 lei. Așa că nu vă fie groază, dacă vreți să ne susțineți pe o perioadă mai lungă, sunteți bineveniți. Atât a fost despre Ieduța și concursul de anul ăsta. Hai să intrăm în subiect și să vedem care sunt problemele și durerile țăranului român. Ce tu, Bita? Astea sunt Ieduțele mele de anul ăsta și cele mai bune prieteni ale mele. Uite cum vin la mine. Știm cu toții că de la Revoluție încoace animalele dispar, aproape se înjumătățesc, să zicem așa, de la an la an, dar dispar cu o viteză amețitoare și motivele sunt multe, economice, sociale și așa mai departe. Dar în ultimii ani putem să zicem că țăranul român moare. Hai să zicem în ultimii 3 ani, de când a început pandemia, parcă a prins așa un suflu nou viața la țară și mulți oameni de la oraș, constrânși de restricțiile pandemiei, făceau planuri cum s-or muta la țară, cum or trăi în libertate, cum or crește animale și așa mai departe. Și asta cred că a fost bine. Însă, după ce s-a încheiat pandemia, oamenii parcă au uitat de planurile lor inițiale de a fi autosuficienți, de a produce singur hrana cât mai sănătos. Și dacă analizăm alimentele pe care le găsim în magazin, e dezastru. Situația e cel puțin dramatică, dacă nu jalnică. Uite că am asistenta mea care mă completează foarte bine. Așa. Da. Domnul Țăranțu, că am dispărut caprele. Nici o problemă, că sunt aici, le văd cu coada ochiului. Odată cu începerea războiului în Ucraina, iar am trecut printr-o perioadă de stres și acum cred că e cea mai mare și cea mai gravă lovitură dată țăranului român, datorită faptului că din ce văd și din ce presimt eu și din ce văd eu în situația fermierilor, o să vină vremuri și mai grele de atâta. Pentru că fermierii noștri au lucrat pământul, au semănat, au îngrășat pământul cu îngrășământ, cu chimicale scumpe, toate s-au dublat, dacă nu s-au triplat. Îngrășământul pentru culturi s-a scumpit foarte mult, motorina au fost foarte scumpă anul trecut pe final și nici vremea nu a fost prielnică. Nici vremea nu a fost foarte prielnică, dar uite că acum, în primăvara 2023, păcând să-și vândă și țăranul român cerealele, grânele cu un profit, cei care au avut loc unde să le stocheze, să facă bani, uite că acum că piața românească e inundată de cereale ieftine din Ucraina și în ritmul ăsta cred că cei mai mulți o să dea faliment sau o să se lasă de treabă în pas alergător. Sau poate că o să fie deștept, o să meargă în Ucraina, o să cumpere și o să-l vândă ca și porumb românesc. Ok, dar comerțul cu cereale din Ucraina cât poate fi de rentabil? Adică noi avem nevoie de o producție locală ca să ne folosim banii aici în economia locală și economia să crească. Da? Da. Și acum ne întoarcem un pic la efectivul de animale care, după cum vedeți, toți oierii pe grupuri să plâng că nu mai au ciobani, foarte greu mai găsești ciobani. Oameni care au muncit din greu să-și adune o turmă faină de oi, de animale, de ce-o fi ele. Și la capre, foarte multe anunțuri cu vânzări de capre, de turme, mai multe capre. Și uite așa, încet, încet renunțăm la animale, cumpărăm produse din magazin și ne îmbolnăvim zilnic. Întrebarea mea pentru voi, care urmăriți acest canal, este ce să facem noi, ultimii țărani rămași pe plaiurile astea mioritice. Ce am putea noi să facem, pentru că știm că românii nu sunt cei mai mari fani sau cei mai mari
ce mai entuziaști oameni să se asocieze în cooperative. În general, românul i-ar plăcea să fie, pe cât se poate, autonom și să nu facă de lucru cu nimeni altcineva, dar trebuie să găsim soluții și sunt oameni pe internet mult mai vocali și mai vizibili ca mine, însă și eu sunt unul dintre cei care cugete și analizează situația. Eu nu sunt crescător de atâta de mare cu câteva capre ale mele, însă pot să zic că sunt un pic de filozof, sunt un pic de economist, că am terminat liceul de finanțe, contabilitate și mă gândesc la mersul lucrurilor și îmi dau seama că lucrurile nu merg bine de mult. Bunicii mei, care acum au vârstă de 85 de ani, clar nu se mai pot întoarce să țin animale și dacă este un decalaj prea mare între generații, să pierd multe informații și alea-s pierdute pentru totdeauna. E greu să începi ceva de la zero. Cel mai simplu e să înveți de la părinți sau dacă mai ai bunici. Dar ar fi bine să punem mâna pe botă, să punem mâna pe animale și să cotăm de ele. Chiar recent am vorbit cu un crescător, un prieten din zonă, care mi-a zis așa. Și dumnealui renunță la oi, îmi zicea că e foarte greu, anul ăsta și o să renunțe la oile pe care le are și rămâne cu câteva capre. Și dumnealui mi-a zis așa, măi Daniel, zice, fă ce faci, cotă de tine și de animale, zice, și cade aur să cozi de niște capre, de o purcel, de o găinușă, de ceva ce poți avea tu pe lângă casă, că vin vremuri foarte grele. Nu am niciun argument să-l contrazic. Noi suntem tineri și poate suntem printre foarte puțini tineri bolunți cu capul care mai vor să mai stea după animale, pentru că da, animalele miros, animalele trebuie să fii lângă ele în fiecare zi, în fiecare oră din zi, trebuie să fii pe aproape dacă se întâmplă ceva, și multă muncă și puțină răsplată. Întrebarea acestui video este cum rezolvăm problema țăranului român, pentru că țăranul român moare. Țăranul român dispare, e pe cale de dispariție, e pe cale de dispariție și e o specie epuizată, specie dispărută. Noi ăștia câțiva, 10, 20, 30, 50, 100, cât mai suntem în țara asta, care suntem, vai de mine, pasionați că noi îmi face oarece afaceri, e neajutat Dumnezeu îmi face. Da? E foarte greu să te susții din agricultură, după cum știți, statul român nu te ajută. Mai degrabă ți-ar băga bețe în roate să te încurce, însă suntem așa noi, zmei, și facem ce putem, facem cum știm, încercăm să facem produse și încercăm să avem un venit din animalele noastre. Dacă dar suntem... mai ales, în principal, să fim autonomi, autosuficienți. Așa cum zice o soția, dar mai ales noi ținem animalele astea pentru noi, ca să avem produse de foarte bună calitate și într-adevăr durează. La noi a durat vreo 4-5 ani până când am ajuns la momentul în care avem produse atât de fabuloase ca și gust, ca diversitate, din niște capre. Și după cum știți, ne-am luat și o bivoliță și produsele noastre în casă e un belșug de mâncare, de hrană sănătoasă, datorită faptului că nu ne rușine să muncim, nu ne rușine să ne numim țărani și ne place să trăim pe lângă animale. Chiar dacă miros, trebuie să ne spălăm mai des, no, trebuie să ne ferim de alții când suntem, venim de la animale, ca să nu fim chiar a nimănui. Uită-te tu, eu sunt totuși chiar la modă, am pantalonii spârtecați, cum se poartă la Londra și la Paris. Deci, practic, da, ești foarte chic. Așa, ești foarte la modă. Așa că, dacă ați dat pe ăsta video ăsta din întâmplare, abonați-vă la Orășan la Țară, pentru că noi avem de 3 ani activitate pe YouTube, avem diverse animale, avem aventuri în gospodărie de-a lungul anului și merită să fiți abonați la canalul Orășan la Țară. Foarte... Cât te-o deranjat ăla! Foarte, foarte important, scrieți-ne în comentarii gândurile voastre, ce putem face, ce șanse mai are țăranul român. Dacă nu credeți că țăranul român
mai are vreo șansă, scrieți-ne și asta acolo. E important să ne scrieți comentarii, să dați un like la video ăsta, să distribuiți și e ne ajuta Dumnezeu în supraviețui. E nu o fi noi ultimii și ne-or vedea oamenii pe YouTube peste 100 de ani. Să zice, ia mă nebuni, cum mereau ei și mâncau, animalele chiar mâncau iarbă. Apropo, am avut niște verișori, am niște verișori în America care la un moment dat, când erau de vreo 6-7 ani, nu mai știu exact vârsta lor, s-au reîntors în România și atâta de fascinați erau ei, nu vă dați seama cât de fascinați, să vadă găinile de la bunicii mei care încă mai aveau găini și niște purcei și ce mai aveau pe atunci, să vadă găinile cum mănâncă ele iarbă, măi oameni. Nu vă dați seama ce entuziasmați Andreea erau ăștia. Umblau după găini ca după Lamborghini, se uitau, știi? Ia mă, fugeau, brățișau găinile, vai ce mare fascinație și bucurios. Deci s-ar putea așa să ajungem și noi, la viteza cu care dispar animalele din efectivele țăranilor români. Dar eu rămân încredințat și rămân convins și rămân hotărât, nu pentru că mi-a zis domnul Vasile, ci pentru că asta e și dorința mea, să mă țin de animalele care le am, să fac o turmă nu foarte mare, dar cât de frumoasă și cât de bine aranjată și să pot să le îngrijesc cât de bine, pentru că-s tânăr. Și e ne-a ajutat Dumnezeu, am avea și produse să le vindem, va trebui să creștem constant prețul, să ținem pasul cu inflația, cu alte cheltuieli. Și eu mă avea clienți, o mă avea, nu o mai reduce din capre, om tot lucra la parametri. Așa, nu merem prea mult cu video ăsta, vă mulțumim pentru vizionare, like, comentarii, distribuire, abonați-vă și vedeți acolo calitatea de membru, explorați ce puteți face să ne susțineți în activitatea noastră pe canalul Orășan la Țară.